Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție City Pulse. Mă numesc Marian Dalban și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Întreg Iașul vibrează, să spunem, a sărbători de iarnă, a Crăciun. Așteptăm să vină moșul, de ce nu așteptăm și cadouri? Vedem că toată lumea este mult mai fericită și mult mai darnică. Oferim, primim cadouri, spiritul de sărbători vibrează între noi. Și m-am gândit de multe ori că nu, noi ca oameni vibrăm nu doar atunci când simțim că vin sărbătorile, ci și atunci când ascultăm o muzică de calitate, când ascultăm o armonie a unei viori sau a unui pian. Despre toate aceste lucruri, astăzi am alături de mine invitat un tânăr care își dorește să cunoască din ce în ce mai mult arta muzicală prin pian. Dragoș Andrei Cantea, unul dintre tinerii pianiști ai Iașului, să spunem, și dacă nu, de ce nu ai țării, pentru că faci parte din tânăra generație de pianiști. Dragoș Andrei Cantea, bine ai venit în platoul City Pulse. Bună seara, mulțumesc frumos de invitație. Te-am descris ca fiind un tânăr energic, motivat, un tânăr care își dorește să cunoască din ce în ce mai mult muzica. Dacă mă întreb pe mine personal, pentru mine muzica reprezintă acel ceva care atunci când îl ascult, sau o ascult, ori mă relaxează, ori dacă nu îmi transmite o vibrație, o emoție, și se rezumă la cam la atât. Ce înseamnă pentru tânărul Andrei Cantea muzica și mai ales muzica de pian, lucru pentru care tu ești pasionat? Cred că asta cu relaxarea e principalul motiv pentru care lumea ascultă muzică. Și muzica, nu știu dacă e bine să vorbim despre muzică. Muzica trebuie ascultată și trebuie să ne bucurăm de dansa în toate formele ei. Spuneai de muzica pentru pian, într-adevăr eu sunt pianist, dar eu cânt și în ansamblu, mai am apariții și cu orchestre, deci putem vorbi de un fenomen simfonic al muzicii în ce privește cariera mea. Acum muzica pentru mine, nu știu dacă mai e doar o formă de relaxare, e o formă plină de energie, că amintești și de acest lucru, dar e o formă de viață. Practic eu respir muzică de când mă trezesc dimineața până seara, fie că sunt în metrou și citesc o partitură, fie că sunt în sala de studiu, lucru care se întâmplă de cele mai multe ori în timpul unei zile. Eu asta fac, sunt înconjurat de muzică, dar în același timp cred că de aici a pornit, de la plăcere și de la desene animate, în cazul meu. Ce importanță au avut desenele animate ca să te apropii de muzică? Păi am crescut cu Looney Tunes, cu Bugs Bunny, cu Tom și Jerry și acolo întreaga coloană sonoră a episoadelor desene animate era făcută din muzică simfonică, din valsuri, din polci, din fragmente de simfonii și așa mai departe. Și în fiecare zi când îmi vedeam pe Bugs Bunny, mă gândeam, măi, aș vrea și eu, dar n-aveam ocazie în perioada aceea să am un pian sau o pianină pe care să pot să descoper tainele muzicii, dar mă gândeam întotdeauna cum ar fi dacă aș avea. E un lucru foarte adevărat ceea ce spui tu. Acum m-am conștientizat și eu, toate desenele, sau cel puțin desenele pe care le-ai amintit și tu, sunt realizate pe o coloană sonoră simfonică, să spunem, sau unei orchestre. Și acțiunile animăluțelor respective sau a personajului din desene se realizează pe baza muzicii. Dacă muzica are o anumită tonalitate, el face ceva, un anumit gest, o anumită... Da, e o deducție foarte frumoasă. Deci, desenele animate te-au ajutat să te apropii de muzică și să-ți dorești acest lucru. Care ar fi, sau ce motivații mai ai tu interioare, să spunem, pentru această înclinație muzicală ta? Cred că motivația se naște în fiecare zi, pentru că mai ales în perioada în care am multe recitaluri sau apariții camerale sau concerte, întotdeauna este o lucrare nouă pe care trebuie să o cânt, întotdeauna este o sală nouă în care nu am cântat, asta pentru mine e o motivație extraordinară, un public nou care nu am cântat, sau dacă vorbim de orchestre sau ansambluri camerale, întotdeauna este un muzician nou care abia aștept să cânt și mai ales în muzica de cameră acolo descoperi că atunci când cânți în ansamblu este personalitatea mea care se pune în balanță cu cea partenerilor și de aici cred că vine motivația. Îți este mult mai ușor să cânți în ansamblu sau individual? Nu știu dacă putem vorbi despre dacă e mai ușor sau mai greu, e mai diferit în primul rând, pentru că trebuie să fii atent și la ce au de cântat ceilalți. Practic în muzica de cameră fiecare este solist pe rând, iar atunci când am recitalul meu de pian, eu orchestrez propria partitură, mă rog, partitura compozitorului, evident. Dar muzica de cameră este practic o colaborare. E ca și cum noi vorbim în această seară aici, așa se întâmplă și în muzica de cameră.
Ai încercat, nu știu, te întreb așa din insight, pentru că îmi doresc să avem o discuție sinceră. Chiar când te-am invitat, m-am gândit că oare ce ar trebui, ce tânăr ar trebui să invit eu, apropo, partitura sau nu partitura, să spunem partitura emisiunii. La noi se numește titra emisiunii. Dacă la tine tu ai partituri, eu am titre. Titra emisiunii de astăzi se numește Tineri de Succes. Te consider un tânăr de succes? Sau ce înseamnă succesul pentru tine? Succesul este foarte variabil, poate fi și un foc de paie și, nu știu, mai ales în artă, unde totul este din ce în ce mai subiectiv, e destul de greu să definim succesul. Însă eu mă consider, în primul rând, un tânăr la începutului de drum, ca să spun așa. Drumul e și anevoios, dar și foarte plăcut, destinația e necunoscută, ca să spun așa, dar mă bucur de orice apariție scenică pe care o am, fie, cum spuneam, solo sau în muzică de cameră sau cu orchestra. Și, na, capul jos și la muncă. Succesul vine natural, în baza unei munci. Dragoș, dacă te-aș întreba, așa, dacă, eu când eram mic aveam tot felul de ciudățenie așa în cap, în care vreau să devin astronaut, medic, preot, o sumedenie de lucruri. Ce ai vrut tu să te faci când o să fii mare, când erai într-o vârstă așa, să spunem, de mic copil? De la 5 ani, poate pe la 7? Cred că tenismen, sincer. Tenismen? Da, și asta e un lucru foarte interesant, pentru că eu consider că un artist are o pregătire zilnică destul de asemănătoare cu cea a unui tenismen, dacă vorbim de carieră, pentru că un tenismen, dacă nu e pe terenul de tenis, este în sala de forță, face exerciții de fitness, are o întreagă echipă care... O întreagă gamă de exerciții, exact. Și de lucruri pe care le face de zi cu zi. Asta trebuie să facă și un muzician și un artist, pentru că dacă nu e pe concert, nu e în sala de concert, e în sala de studiu. Și în sala de studiu, practic, acea sală devine laboratorul lui. Are tot felul de ustensile, în cazul meu, pianul, și eu pe el experimentez emoții, pentru că trebuie să filtrez partitura prin emoții, ca și cum aș cânta un direct pe scenă. Ai o legătură cu instrumentul muzical? Am mai auzit acest lucru de la artiști, că efectiv au o atașare emoțională față de instrumentul propriu-zis. Nu o să vedeți niciun pianist care să fie atât de îndrăgostit de pianul lui, așa cum e în cazul unui violoncelist sau al unei violoniste sau așa mai departe, pentru că ei au instrumentul lor. Noi, ca pianiști, eu, slavă Domnului, de fapt nu călătoresc cu pianul lor, unde am de interpretat ceva. Da. Așa că... Cu obiectul în sine nu, dar trebuie să mă gândesc la pian ca fiind un partener al meu, de nădejde, sper. Și de asta studiul acela temeinic în fiecare zi trebuie foarte bine organizat pentru a nu te trăda atunci când ți-e mai mare dragul. Cum, de unde a plecat totul? De unde a fost punctul de pornire pe această filieră, această carieră? Că dacă mă întreb pe mine, eu trebuie să ai puțină îndrăzneală pentru a merge pe partea aceasta vocațională. Da. Spuneam de desene animate care au reprezentat inspirația pentru... M-am început să mă gândesc cum ar fi dacă, dar cred că primul pas a fost când jucam fotbal în grupa pregătitoare la grădiniță și mama știa din start că eu asta trebuie să fac, pian sau vioară, trebuie să fac muzică. Și a venit și m-a întrebat, mai copile, zi ce-ți place, pian sau vioară? Și m-a întrebat doar aceste două discipline, întrucât ele erau singurele opțiuni valabile pentru admiterea în clasa 1 la Colegiul Național de Artă Octav Băncile din Iași. Și am spus, pian, nu mai lasă-mă să mă joc fotbal 5 minute. Și a doua zi susțineam examenul de admitere în clasa 1 la Colegiul Băncile din Iași. Deci acel punct a fost punctul determinant pentru a începe întreaga ta... Oarecum sunt conștient, da, dar vă dați seama că în momentul în care eu am atins pianul pentru prima oară, deja după ce am scăpat de testele de auz, de... Se dau astfel de teste de admitere, la admitere în clasa 1 trebuie să... Chiar și ritm la mână, exact. La degete? Ni se bate un ritm, noi trebuie să-l reproducem și la fel sunetele vocal. Bănuiesc toate aceste lucruri pentru a avea o legătură dintre ureche și efectiv degete pentru pian, pentru că asta este... Sau vioară, că sau ele vioară. Sunt singurele două, nu știu astăzi care mai situația, dar știu că în 1999, când am intrat în clasa 1, aceste două erau singurele opțiuni. Da, este foarte interesant, datorită faptului că ți-ai ales de mic acest lucru, să știi că nu de multe ori tinerii din ziua de azi reușesc să-și aleagă de mic o anumită carieră și să continue pe aia. Este foarte interesant și te felicit cu această ocazie. Deci dacă ar fi să facem, să însumăm anii de experiență, anii de muncă, cam câți ar fi? Nu știu, cred că vorbim de un parteneriat, în primul rând, cu
profesoara mea de la Iași, Ioana Stănescu, de 18 ani, la care, nu știu, mai adăugăm ultimii, nu, cred că vorbim de 20 de ani. 20 de ani, da. 20 de ani de muncă, 20 de ani de muncă asiduă, să spunem. Nu, pentru... 20 de ani de pasiune, să spunem așa, de pian, efectiv, am început pe la 7 ani, deci acum am 24. Cât este pasiune pentru tine, cât este motivație, cât este muncă, cât este dăruire, adică cum vezi raportul acesta? George Enescu spunea că e 99% muncă și 1% talent. Practic, eu din asta deduc că talentul e acea sclipire de moment care te salvează pe scenă și care te împinge să creezi cu adevărat. Dar acea creație poate să vină doar în baza unei munci asiduie în fiecare zi. Deci, cred că e 99% muncă. Apoi, în această proporție de 99% mai putem îngloba și dăruință, și ambiție, și, evident, pasiune, că cred că fac parte din norocoșii, ca să spun așa, care fac ceea ce iubesc. Dragoș, ce înseamnă muncă? Te trezești dimineața, îți bei ceaiul și ce se întâmplă? Ce înseamnă o zi obișnuită pentru un tânăr care își dorește să exceleze și să ajungă un mare pianist al acestei țări sau, dacă nu, chiar și internațional? Te trezești dimineața, îți bei ceaiul, iei un mic dejun și te duci în sala de studiu sperând că o să prinzi sală la conservator, pentru că acolo totdeauna te bați cu, și nu e întâmplarea doar în Iași, da, și la Cluj, da, și la București, și chiar și la Oslo, e bătaie pe sălile de studiu, pentru că, iată, mulți tineri își doresc să aibă succes și toți muncesc din ce în ce mai mult, iar asta e un lucru, la urmă lăudabil, pentru că avem de unde alege artiști. Ai și pian acasă? Da, am o pianină acasă, însă nu pot să studiez pe pianină vecinii... acasă, stau la bloc și da, nu. Vecinii nu te cunosc vecinii? Ce-ți spun? Mă cunosc vecinii, dar trebuie să am și o limită a bunului simț în ce privește anumite ore, nu pot să cânt acasă între 12 și 3, să spunem, și nici seara după 8 seara. Vin copiii de la grădiniță, dorm la prânz sau seara categorii, din nou, oamenii vin să se relaxeze acasă. Plus că prefer să studiez la conservator, fie în Iași, fie la Oslo, Norvegia, întrucât e un mediu mai constructiv acolo și tot timpul, acasă sunt singur. Acolo tot timpul mai aud pe altcineva care studiază alt repertoriu, te motivează din ce în ce mai mult să studiezi. Și toată această muncă este o muncă de reproducere a ariilor unor celebri compozitori sau ai și propriile tale creații? Ai încercat să compui? Am încercat, dacă nu eram mult mai mic. Chiar și acum mai am câteva schițe pe caiete de muzică, dacă chiar eram, nu știu, în gimnaziu, clasa 5-6, și le-am păstrat, însă acum nu mai cochetez compoziția, cred că aia e o artă care trebuie stăpânită prin studii, de asemenea, fiecare compozitor își dezvoltă propriul lui limbaj componistic astăzi și în cadrul conservatorului, iar eu consider că locul meu potrivit este ca interpret muzical. Deci nu-ți dorești o parte aceasta de cercetare, compoziție? Cercetare, da, compoziție nu, mai puțin. Și nu e că nu-mi doresc, ci consider că nu-mi este locul, nu trebuie să fac ceva foarte, foarte bine și asta încerc să fac, să interpretez. Dar, de asemenea, interpretez foarte mult muzică contemporană. Chiar acum 4 ani, în cadrul Festivalului Muzicii Românești, am interpretat o sonată pentru pian și vioară de Denis Klivinski, care este absolvent al Conservatorului din Iași. A fost lucrare în prima audiție, compusă, nu știu, o săptămână, două înainte de... Și la Oslo se interpretează foarte multă muzică contemporană, deci am deschideri către compozitori de astăzi și am relații cu aceștia în a le promova muzica. Da, povesteai un pic mai devreme despre faptul că nu-ți dorești, nu neapărat că nu-ți dorești, dar ești mai atras de partea aceasta, să spunem, a interpretării. Eu, cel puțin personal, din câte știu, mari clasici care au fost și au rămas în istorie pe baza compozițiilor lor proprii, adică... Și eu cred că, chiar dacă nu conștientizezi acest lucru, și partea aceasta, dăruirea către compoziție, va veni în timp, pentru că odată ce interpretezi, înseamnă să studiezi, înseamnă să vezi noi arii, să încerci noi arii, sau tu știi mai bine cum funcționează lucrurile și cum te dezvolți tu. Povestește-ne un pic despre... ceea ce s-a întâmplat până acum. Te-ai înscris în clasa 1, te-ai înscris, ai continuat studiile, ai absolvit, te-ai înscris după și la o facultate. La ce facultate? În continuare sunt masterand în anul 2 la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. De ce te-ai înscris la Iași? Și nu te-ai gândit să te... Mă refer la începutul facultății. Aminteam acum câteva minute în urmă un nume, Ioana Stănescu. Ioana Stănescu este motivul pentru care am rămas la Iași.
E foarte important să ai un mentor, mai ales în domeniul vocațional și mai ales în muzică. Iar lectorul Universitatea Dr. Ioana Stănescu mi-a fost alături din clasa 1 și dumneaei este persoana din spatele acestui succes, dacă vrei, pe care încerc să le întreprind în fiecare zi. Și dumneai datorez și rămânerea mea în Iași, dar acum sunt student bursier și la Academia Norvegiană de Muzică din Oslo și practic sunt în paralel între aceste două orașe, însă asta a fost decizia mea de a rămâne la Ioana Stănescu pentru profesor. Este important să ai în viață un mentor? Categoric, deci e esențial mai ales în muzică și în artă, pentru că totul e subiectiv și trebuie să te lași un pic ghidat de sfera interpretativă pe care vrei să o urmezi. Și școala pedagogică pe care o posedă Ioana Stănescu, am simțit că e potrivită pentru mine. Da, eu mă bucur, văd în ochii tăi, văd un tânăr motivat și un tânăr chiar dornic să facă anumite lucruri și asta îmi dă și mie motivație și o energie sufletească. De multe ori când invit, am făcut această, să spunem, parte de marți de emisie, doar pentru a invita tineri ca tineri, tineri de succes, pentru că, cum ai spus și tu, succesul este relativ, dar am vrut să aduc în atenția telespectatorilor tineri și oameni care doresc să se implice în societatea civilă. Partea aceasta vocațională și mai ales de pian, mai ales cei care încearcă un domeniu al acestei arii, pian, orchestră, chiar și voce, sunt domenii instabile. Sunt domenii care nu-ți oferă o stabilitate, să spunem, concretă, ai un job, ai o sursă de venit lunar și atunci vedem foarte bine în ce societate trăim și cum stau lucrurile. Cum te raportezi tu la aceste lucruri? Cred că poate fi stabil și poți avea un venit lunar și în cultură, ca angajat într-o orchestră sau într-un cor, deci e foarte în regulă și așa. Însă cred că e foarte important să nu te gândești că ar fi vorba despre un domeniu instabil și că să te gândești că, măi, dacă muncesc, o să fie bine și chiar o să fie bine, credeți-mă pe cuvânt. Și asta e un mesaj pentru toți cei care se gândesc că ar putea opta pentru o carieră în artă. Muncă. Muncă și multă dăruire. Știi ce spunea, te întrerup o clipă, știi ce spunea un sfânt preot, mi-am adus acum în vârf, că muncă, muncă și iar muncă. Și când ai crezut că ai muncit destul, ia-o de la capăt și iar muncă. Da, este foarte important să te dăruiești, să faci lucrurile așa cum se cuvine. Dar vedem că de multe ori tinerii țintesc chiar și atunci când își aleg o facultate. După ce au terminat liceu, imediat se duc la o facultate de profil prin care ei gândesc că imediat după ce au terminat cei 3 ani, merg pe un salariu destul de consistent și viața lor va continua. Este important să-ți asculți sufletul sau să mergi spre filiera aceasta supraviețuirii de zi cu zi? Nu știu dacă... Cred că e un pic dramatic dacă vorbim de supraviețuire de zi cu zi. Eu m-am luptat, ca să spun așa, cu o decizie asemănătoare. Eram, cred că, prin clasa 9-10 și plănuiam să dau admiterea la Academia de Studii Economice din București, deci la ASE. Și în deci final... o totală schimbare. Da, da, da. Și tocmai înfruntându-mă cu o astfel de decizie pe care dumneavoastră ați menționat-o. Dar, până la urmă, pasiunea m-a determinat să continui la ea și să încerc să-mi pun amprenta cât pot eu de mult în sfera asta culturală, pentru că am simțit că ăsta mi-e locul și, sincer, dacă aș lua-o de la capăt, cred că tot asta aș face. Este important să fii foarte bun în ceea ce faci? În orice domeniu. Trebuie să fii din ce în ce mai bun. Și e vorba de o competiție interioară, la urma urmei, pentru că făceam paralela aceea cu pregătirea unui tenismen, dar asta totuși nu ar trebui să fie chiar sport. Eu nu sunt un mare susținător al ideii de competiții în artă, pentru că arta trebuie să fie frumosul. Și nu știu dacă e chiar cea mai corectă comparație să compari două lucruri frumoase sau care trebuie să fie frumoase. Și e vorba de o luptă internă. Să fii din ce în ce mai bun, să știi că dai totul, mai ales atunci când urci pe scenă și să te simți liber. Care este relația ta cu ceilalți colegi? Și colegii tăi de an, de grupă, tot așa evoluează, își doresc, încearcă? Absolut. Sau ai văzut că sunt probleme, unii chiar au început să fie delăsători? Cum vezi relația cu ei? Fiecare are propriul lui drum și propria lui poveste. Am văzut multe cazuri, dar în general mediul meu de prieteni, da, din cadrul cursatorului din Iași, din cadrul cursatorului din Oslo, sunt, nu știu, poate la nivel subconștient m-am apropiat de oamenii care simțeau că vor același lucru ca și mine, astfel încât să ne ajutăm unii pe alții să progresăm împreună. Și cred că asta este un foarte important aspect pe care tinerii ar trebui să-l aibă în vedere, să-ți creezi anturajul de tineri care au aceleași principii de viață și vor să meargă în aceeași direcție ca și tine. Cât de important este să ai sprijinul comunității? Mai ales în acest domeniu.
E destul de important, acum nu știu exact cât îți poate oferi comunitatea. Măcar sprijinul moral, mă refer mai mult, că financiar... Asta e important ca acea comunitate din care faci parte să aibă interes spre cultură. Pentru că, ce-i drept, cultura este și un domeniu elitist, ca să spun așa, și multă lume se gândește că măi, trebuie să mă îmbrac la frac, că mă duc la filarmonică, la operă. Da, trebuie să ai o oarecare ținută, dar nu trebuie să duci acolo ca să impresionezi sau ca să simți că ți-ai făcut o datorie de cetățean. Tu trebuie să mergi acolo pentru a te bucura. Și muzica e frumoasă, muzica clasică zău că e frumoasă și e deosebită și fiecare piesă muzicală, fie ea o simfonie, o sonată de pian, de violoncel, de orice ar fi, are o poveste în spate și se poate descoperi mergând la filarmonică, mergând la operă și bucurându-vă și atât. Ai văzut tineri venind la spectacole, nu numai ale tale, dar mergând la astfel de spectacole, mai sunt. Categorii. Și aici mă gândesc la faptul că mai lasă tinerii și colegii noștri, pentru că și noi doi suntem tineri, mai lăsăm oare în ziua de azi o seară de club pentru a merge cu prietena, cu prietenul, cu colegii de an de clasă, cu vecinul de la scara de bloc pentru a merge la orchestră, pentru a merge într-o seară să vedem un concert de pian, de vioară, de... Mai merg oamenii? Da, ai mai văzut în spectacol? Merg oamenii pentru că nu știu exact procentajul, nu mă pricep la statistică, deși sunt pasionat de statistică, nu știu exact cifrele ca să spun cum evoluează acest aspect, dar văd tineri în sala de concert și cred că e în regulă să mergem și noi la un concert înainte să mergem în club, fie vineri seară sau sâmbătă seară, să mergem la concert pentru că e altceva, pentru că... La urma urmei, depinde și foarte mult și de repertoriu, pentru că dacă vedem că e în program, să spunem, Sinfonia a noua de Beethoven, am crescut, știm Oda Bucuriei cu toții și credeți-mă că e cu totul altceva. Una e să cauți pe YouTube, să asculți sau pe internet, oriunde, și alta este senzația live a muzicii care se creează în jurul tău. Cu ce vine această muzică live, să spunem, în plus? Bă, ți-aduce o emoție, o vibrație interioară? Absolut. Este vorba de acustica sălii în care are loc concertul, este vorba de vibrația acorzilor. Țin minte și acum, eram în cadrul festivalului Ionescu, în public, și era Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam și era Sinfonia 7 de Șostakovici. Și la un moment dat avea o parte așa quasi militărească, da. Cei 20 de violoncei cred că erau. Și când am intrat, este și un impact foarte vizual. Când îi vezi pe toți că stau relaxați și apoi intră, toți odată așa, militărește, te face să stai foarte drept și să fii demn că ești acolo. Toți la unison. Exact. Și sunt astfel de detalii, fac diferența între o audiție în căști, în metrou sau oriunde sau acasă, și experiența live, pentru că intervine factorul vizual. Aș face o scurtă paranteză și te-aș întreba pe tine ca cetățean, care este diferența între muzica de orchestră, aia venită din suflet, și aia comercială? Mai atinge muzica comercială, să spunem, oamenii, muzica comercială de orchestră, foarte clar de orchestră, mai ating oamenii, îi mai atinge pe oameni la suflet aceeași vibrație, pentru că am văzut un trend între marei clasici, să spunem cei din prezent, de a comercializa acest produs pentru suflet. Eu consider muzica clasică muzică pentru suflet. Da, este foarte bine ce ați spus. Muzica comercială depinde... E bine dacă e muzică de orchestră, în primul rând, pentru că orchestra și muzica clasică, în general, este singura muzică care permite anumite fluctuații dinamice, pentru că este și încet, este și tare. Da. Aproape că o auzi, de te sperie. Deci există fluctuații. Muzica pop, în general, muzica populară, este doar tare. Și atât, ca și în club, ca și la radio, și este aceeași nuanță dinamică. Vis-a-vis de muzica comercială, cred că are un important rol în promovarea repertoriului clasic, în general. Nu vreau să dau nume de artiști, dar ei fac un serviciu și un deserviciu în același timp muzicii clasice, dar trebuie privită ca o lecție introductivă în muzică, în repertoriul clasic universal. Pentru că noi, dacă mergem la un concert în aer liber de muzică clasică, vom avea o idee, o sămânță de ceea ce putem descoperi în sala de concert sau la operă. Da, mi-aș dori foarte mult, știu că până în prezent, să spunem, ți-am creionat așa o imagine și am vorbit despre tine, despre motivația ta, despre lucrurile care te-au impulsionat pe tine ca tânăr ca să mergi pe această filieră. Povestește-ne un pic despre lucruri concrete. Ce ți s-a întâmplat până acum? Ai participat la concerte? Eu mi-am notat aici câteva lucruri pe care le-am regăsit în CV-ul tău personal.
recitaluri susținute în Italia, în Norvegia, în România, peste tot, prin Iași, implicări prin festivalul. Povestește-ne tu un pic pe filiera acesta. Pe scurt, practic sunt laureat la principalele competiții naționale de interpretare muzicală și la olimpiadele naționale în anii de studii preuniversitari, deci în anii de studii gimnazial și la liceu. Apoi, iată, cu admiterea la conservator, am început să susțin recitaluri la București, la Cluj, la Timișoara, la Brașov, Botoșani, Galați. S-au finalizat cu premii importante pentru palmaresul tău? Sau? Premiile importante au fost cele obținute în anii de studii preuniversitare, iar în timpul facultății am obținut, chiar anul acesta, am obținut două premii alături de Quartetul cu Pian Caudela, pe care l-am fondat, un marele premiu la concursul național Dan Cumpăt de la București și premiul al doilea la Drumul spre Celebritate, care ne-a adus în această vară participarea la o academie la Roma, în cadrul unui festival la Roma, și am avut acolo două recitaluri. Da. Astea ar fi premiile cele mai actuale, iar pe plan solistic sunt semifinalist tot anul acesta, în luna mai, l-am fost la Milano, la un concurs internațional de concerte. Am văzut aici că ești absolvent a unui masterclass, să spunem. Mai multe masterclass-uri la nivel de renume mondial. Ce presupune acest lucru? Da, am avut șansa să particip la două masterclass-uri cu Andrei Gavrilov. Am participat cu... Andrei Gavrilov este fost câștigător al concursului Tchaikovsky, care probabil este cel mai dificil concurs și astăzi de interpretare muzicală. Ca o mică paranteză, anul la ediția 2015 a concursului Tchaikovsky s-a întâmplat un lucru absolut imens, și anume Andrei Ioniță, violoncelist din București, da, a câștigat marele premiu la acest concurs și acum are o carieră fulminantă. Și e un lucru absolut imens pentru România, dar care am simțit că a fost un pic ignorat de presă în perioada respectivă. Deci anul trecut Andrei Ioniță, câștigător al marelui premiu la secțiunea violoncel, la concursul Tchaikovsky de la Moscova. Și concursurile reprezintă așa o mare, asta e principalul avantaj al concursurilor, că îți oferă șansa să, dincolo de premiul în bani, că lumea când aude premiul în bani spun, wow, ce sumă, nu e o sumă atât de mare, dar fiind munca din exact, spate și... Pentru că muncești la un repertoriu de concurs fie și 4 ani înainte de un concurs și îl pregătești, treci printr-un sumum de emoții inimaginabil. Și apoi, principalul câștig al concursului sunt angajamentele de după. Practic, ai cariera asigurată, să spunem. Și eu mai cred că concursul îți poate arăta și nivelul la care, nivelul muncii tale la care ești tu în... Autoevaluarea în momentul respectiv. Cum de ți-a venit ideea să formezi o echipă? O echipă, mi-am notat aici, Caudela, da? Caudela. Da. Cum de? Practic a fost o coincidență. Noi toți cei patru membri, eu, Dragoș Cante la pian, Ana Maria Fotache vioară, Loredana Petrei violă și Florin Burlacu violoncel, noi toți am fost selectați să facem muzică de cameră împreună anul trecut la clasa de muzică de cameră din Conservatorul Ieșan la maestrul Constantin Stanciu, membru al Quartetului Voces. Deci noi activăm și acum ca și formație sub îndrumarea domnului Stanciu. Și a fost ca o temă de seminar, să spunem. Oarecum, da. Exact. Însă din prima ne-am dat seama că ne potrivim atât ca și personalitate și mai ales în muzică. Și iată că au apărut două rezultate în primul nostru an împreună. Deja avem două premii, avem recitaluri la Roma, am cântat la Brașov de două ori, la București, la Ateneul Român, la Iași. Iar numele de Caudela se datorează sălii mari de recitaluri a conservatorului din Iași, sala Eduard Caudela, primul profesor de vioară lui George Enescu. Și este sala în care am susținut primul nostru concert și am spus că Caudela este brandul, să spun așa, pe care noi, ca ansamblu, putem să-l ducem mai departe, brandul Iașului pe care putem să-l ducem mai departe. Toate aceste deplasări, povesteai de Roma, povesteai de deplasări chiar și în interiorul țării, dar sunt costisitoare până la urmă. Cine le suportă? Depinde de organizator. Sau noi ca studenți mergem, reprezentăm universitatea și apoi ni se decontează. A, deci vă vine în sprijin atât organizatori de multe categorii, ori așa, dar chiar și universitatea vă sprijină... Categorii, deci avem tot sprijinul pe care ne l-am putut imagina din partea conservatorului Ieșan. Și evident că, e instituție de stat în România, știm foarte bine cum funcționează lucrurile și dificultățile care se confruntă orice instituție de stat, mai ales cele de învățământ, dar... ne-au ajutat ori de câte ori am avut. Pentru că mă gândesc că este destul de costisitor să acoperi toate cheltuielile și tot este necesarul de multe ori, adică apelezi la părinți, dar de la un timp știm prea bine cum funcționează și... De regulă, angajatorul, ca să spun așa, se ocupă de transport și de onorare și de toată latura asta
neartistică, sau mai puțin artistică. Logistica necesară. Logistica, exact. Și de obicei, na, cei care ne invită, ei ne asigură transport și cazare și masă și casă și tot ce trebuie. Cum a fost concertul alături de Filarmonica din Bacău? Cu Filarmonica din Bacău nu am cântat în stațiunea lor interpretativă, ci am fost acompaniat în semifinala concursului din Italia pe care îl menționam. Și a fost o experiență foarte, foarte simpatică, pentru că cred că am rămas 3 români în semifinale, dintr-un sumă de vreo 90 de pianiști. Și a fost minunat să văd că sunt acompaniat de orchestră română în Italia. Era și mai aveți și 3 colegi români care toți 3 în semifinale. Adică mai existau țări în care aveau mai mulți. Unul pianist în Italia, iar celălalt Vladinicon la Viena. Revenim imediat și continuăm această poveste după o scurtă pauză de publicitate. Revenim! Dragi spectatori, am revenit aici în platoul City Pulse, unde discutăm alături de Dragoș Andrei Cantea, un tânăr pianist concertist, am notat eu aici. Andrei, rămăsese să vorbim un pic despre relația ta cu Filarmonica din Bacău și din Iași mai nou. Ai avut câteva concerte împreună sau efectiv te-au acompaniat? Povestește-ne tu un pic. Nu știu dacă e vorba de un parteneriat. De un parteneriat pentru o seară, să spunem așa. Da, practic în iunie anul trecut mi-am împlinit un vis și al meu și al familiei mele să debutez cu Filarmonica din Iași, că sunt în sala de concerte de când aveam 7 ani, de când am început studiul pianului. Și anul acesta am avut această șansă, în iunie, am cântat ultimul concert pentru pian al lui Mozart, alături de Filarmonica Ieșeană, și chiar a fost o experiență extraordinară. Am avut emoții imense, nici nu vă puteți imagina, știam foarte bine partitura, nu erau emoții de... Dacă Doamne ferește, nu sunt pregătit, dar erau emoții că sunt cu oamenii pe care i-am văzut pe scenă dintotdeauna. Da, e un lucru minunat și mai ales că te raportezi și ești pe scenă alături de niște oameni care chiar cunosc foarte bine domeniul și știu ceea ce fac și chiar îl fac la un nivel profesionist, să spunem. Vreau să vorbesc un pic despre experiența ta din Norvegia. Tu ești bursier în Norvegia la un conservator din Norvegia, să spunem, tot la o școală de arte, să spunem așa. La principala instituție. Da? Cum se numește? Norwegian Academy of Music, Norwegian Music Hochschule, dacă vrei să în limba lor. Foarte precis. Da, este Academia Norvegiană de Muzică din Oslo, în Norvegia, și este instituția de elită, să spun așa, din spațiul scandinav, alături de Sibelius Academy din Helsinki, din Finlanda. Aceste două instituții reprezintă elita muzicii, să spunem așa, în spațiul scandinav. Și sunt acolo într-un cadrul unui program de studii de master de un an de zile, pe care voi finaliza acum în iunie, și apoi vedem cum voi continua. Sau continui studiile și aici? Sunt în paralel sau ele se fac prin programe de tip Erasmus? Sau? Sunt în paralel și voi continua. Cred că vom vedea dacă vor exista planul de doctorat, fie aici, fie București, Cluj. Ești în anul 2 de master. Deci în iunie trebuie să prezint o lucrare de disertație. Și atunci te întreb, ce va fi, care este surpriza la lucrarea de disertație? Din câte știu, trebuie să vii cu o compoziție muzicală? Sau? Asta fac cei de la compoziție, tinerii compozitori, asta trebuie să facă. Noi, ca interpret, trebuie să formulăm o lucrare științifică în care să prezentăm o temă pe care o regăsim importantă, să le unim, să le înglobăm sub o tematică. Spre exemplu, putem să vorbim despre fantezie, cum a evoluat genul de fantezie de la Mozart, de la Bach chiar, la Mozart și așa mai departe până în zilele noastre, să vorbim despre cum a evoluat pedala la pian, de ce pianul azi are 3 pedale și nu 2 și așa mai departe. Da, sunt diferențe între universitatea din Norvegia și cea din România? Categoric. Și nu, poate că mulți ar face asta, dar nu există diferențe între de mai bine și de mai rău, în niciun caz. Sunt două sisteme total diferite. În primul rând, în Norvegia nu există note. Asta poate fi și un lucru bun și un lucru rău. La urma urmei, toată lumea care intră în facultate are o șansă să termine facultatea, lucru care se întâmplă și la noi, dar cu note. Da. Și sunt două sisteme foarte diferite. În Norvegia, însă, am șansa de a cânta foarte des. Eu cânt în Norvegia aproape săptămânal. Mereu sunt angajatori, aminteai de angajatori în prima parte a emisiunii, care caută artiști pentru diverse evenimente și, însemnând și nunți,
însemnând și chiar și în mormântări, se practică asta, un spațiu scandinav absolut. Ai avut astfel de practici? Nu, n-am avut ocazia încă. Nu te-aș fi închipuit să mergi la o mormântare să cânți la pian? E destul Marșul funebru din sonata a doua de Chopin este un leitmotiv al mormântărilor în filme, cel puțin, așa că se practică și în spațiul scandinav acest lucru. Deci vrei să spui că acolo tinerii sunt oare mai libertini în ceea ce fac, li se dă o libertate? În România, și asta nu este deloc un lucru rău, noi suntem foarte tradiționaliști așa și chiar și în muzică, tot ceea ce facem, știm că Bach se cântă în anumit fel, Mozart în felul său și apoi evoluăm spre romantici, Brahms și așa mai departe în expresie muzicală. Acolo nu e chiar atât de îngrădit totul și ești liber să experimentezi din ce în ce mai mult, mai ales în anii de studii, în anii de formare. Mai apoi se face selecția naturală ce e valabil și ce nu. Da. Cam care ar mai fi atur, le spunem, pentru un tânăr care vrea să studieze în străinătate? Te ajută experiența aceasta internațională, să vezi alți oameni, să vezi modul de abordare al lor? Categoric depinde din nou. Fiecare, cum spuneam, fiecare are propriul lui drum. Pentru mine a fost și prima oară când am plecat de acasă, așa că a fost... E prima dată când ai plecat din țară, da? Nu din țară, de acasă, de la mama de acasă, când îmi face de mâncare seara și îmi pune borșul în parfurie și așa mai departe. E prima oară când am plecat și trebuie să mă descurc singur și de aia este o experiență de viață fantastică și pentru mine. Este important pentru ca un tânăr să se formeze în viața lui, să devină un stâlp al societății, să aibă astfel de experiențe, de încercări, de a pleca de acasă, de a pleca din sânul familiei, de a se duce să-și ia viața în piept, cum se spune. Mai ales ca artist, da. În general, da, dar mai ales ca artist, pentru că artiștii, cred că asta este principalul blestem, ca să spun așa, al nostru, al artiștilor și al muzicienilor, până la un anumit nivel, că lucrăm singuri. Eu trebuie să fiu, să dorm 8 ore pe noapte, să studiez 8 ore pe zi și 8 ore să fiu manager, eventual, să-mi organizez turnee și, mă rog, turnee la un nivel modic aproape acum. Da, da. Dar asta e principalul blestem, astfel încât în Norvegia, dacă am oameni care pot colabora pe diverse sectoare, e absolut minunat și e o șansă pe care am plus, obișnuința să călătorim, pentru că artiștii trebuie să gândească internațional și asta îmi doresc, să pun amprenta pe internațional, pe cultura aceasta și în conservatorul ieșean. Îți dorești să ai o carieră internațională? Bine, asta e o întrebare retorică, adică cine nu și-ar dori să aibă o carieră internațională în domeniul, să-l cunoască toată lumea? Dar chiar și așa, să ai experiența aceea de a fi recunoscut chiar și peste hotarele țării, pentru că acest lucru implică plecări. Acest lucru implică o distanțare față de prieteni, față de familie, față de societate, de lucrurile pe care tu le consideri importante pentru tine. Și mulți oameni nu renunță la aceste aspecte pentru a pleca din sânul familiei. E vorba de sacrificiile pe care ești dispus să le faci. Da. Că la urma urmei, nu doar în artă se poate călători foarte mult, sunt și alte domenii care implică astfel de plecări. Dar în artă, cum spuneam, aceste plecări reprezintă și motivația care te face pe tine, care mă face pe mine cel puțin, să mă trezesc dimineața și să mă gândesc că, măi, ok, am un concert și am un repertoriu ăsta de pregătit pentru sala aceea pe care am văzut-o pe internet și în care voiam să cânt de nu știu când. Da. Nu mă deranjează că plec o lună de acasă pentru a pregăti astfel de lucruri, pentru că sunt absolut frumoase și... Vorbeați de sacrificii. Mai fac tinerii în ziua de azi sacrificii pentru visul lor? Nu cred atât de mult. De ce? Pe ce vă susțineți? Consider că tinerii, și asta nu e de blamat, consider că tinerii trebuie să își urmeze visul. Însă e un vis la care, dacă ai ceva, dacă ai un vis, trebuie să fii dispus să lupți pentru el, suscitare, și să nu te gândești că să știi că ai putea să ieși într-o cutie de carton dacă ai nevoie. Dar dacă tu știi foarte sigur că aia vrei să faci, fă-o. Asumă-ți riscul ăsta și o să vezi că o să fii răsplătit într-un oarecare fel mai devreme sau mai târziu. Și recunoscut de societate, de ce nu? Recunoscut de societate? Da, da, da. Absolut. Da. Categoric. Mă gândeam în momentul de față la lucruri care le lipsesc tinerilor. Mă gândeam în momentul de față, mă gândeam poate ambiția, poate viziunea. Mai au tineri viziunea în ziua de azi? Mai vor tineri să efectiv să dea din coate? Este o vorbă la români, a dat din coate și a încercat să reușești, să faci lucruri, să îți lărgești sfera ta de influență și cercul tău de comoditate. Să nu mai stai în cercul tău de acolo micuț, ci să izbucnești. Categoric și cred că, din nou, mă repet, fiecare are povestea lui și cred că e foarte important, crucial chiar, mediul în care te dezvolți. Pentru că atâta cât tu te înconjori de oameni care
vor să se dezvolte în aceeași măsură ca și tine, aveți aceleași idealuri, atunci lucruri minunate se pot întâmpla. Da, Dragoș, din păcate timpul nostru s-a scurs. Eu îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi în această emisiune. Dragi telespectatori, până data viitoare vă zic numai bine și să aveți sărbători minunate. Sănătate multă!